Acțiuni ample ale gărzii de mediu au loc în județul Mehedinți. În această după-amiază, un mehedințean a fost prins în flagrant în timp ce încărca materiale de construcție. Acesta nu a fost sancționat de către reprezentanții gărzii de mediu, însă a primit un avertisment. Controle după controle efectuate de către Garda de Mediu. Un bărbat din Mehedinți a fost prins în această după-amiază în timp ce arunca într-o mașină materiale rezultate din demolarea unei încăperi. Totul s-a întâmplat în zona centrală a municipiului Drobeta Turnu Severin. Cum bine știți, cum ați auzit de la domnul Titulescu, vreau să încărcăm sacii aceștia, să-i ducem la proprietatea noastră de la Breznița de Ocol. Domnul a venit, ne-a informat că nu avem voie să facem așa ceva, trebuie o firmă autorizată și i-am dus înapoi în locuință și urmează să colaborăm cu o firmă autorizată pentru așa ceva. Bărbatul dorea să transporte materialul către o altă locuință aflată în afara orașului. Acesta nu deține autorizația necesară pentru demolare. Comisarii gărzii de mediu desfășoară în fiecare zi astfel de acțiuni, iar tot mai mulți cetățeni își aruncă materialele provenite din demolări în zone nepermise. În această după-amiază am identificat un proprietar care efectua lucrări de demolări dintr-o locație din centrul orașului. Acesta are o mașină plină de saci și de moloz, neștiind legislația în vigoare. A fost îndrumat de către colegele mele, am participat la această acțiune și împreună cu poliția locală. Acesta a dus înapoi în locuință sacii, va fi condus la sediul gărzii de mediu. Aici vom verifica dacă este în baza noastră de date, pentru că noi avem foarte mulți proprietari de autoutilitare care efectuează transportul ilegal de deșeuri. Astfel de infracțiuni sunt sancționate grav, însă cetățeanul făptaș s-a ales doar cu un avertisment.